Aho, aho, copii și vrea, stați puțin și nu mâna, să veni Crăciunul! Eu am fost cu minte și Moș Crăciun mi-a trimis un cadou. Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem un video super. Un video care este în colaborare cu grupul de pe Facebook YouTube Girls România. S-a prins luminițele și acest video se numește Secret Santa, adică prin dragile la sorți o fată mi-a trimis mie un pachet, un cadou de Crăciun, așa cum eu am trimis un cadou la altcineva. Și moșul meu de astăzi, moșul meu de anul ăsta este, și moșul meu de anul ăsta este Manuela, care o pup mult de tot și mi-a trimis un pachetel. Noi am pachetel, e mare rău, e mare, e enorm. De pe canalul YouTube Mihalcea Manuela, să vă duceți la ea să vedeți videoclipurile ei minunate. Și abia aștept să desfac pachetul ăsta, n-am primit așa niciodată un pachet. Haideți să-l desfacem împreună. O să vă las în info box linkul către canalul lui Manuela și către canalul toate fetelor din grupul YouTube Girls România. România. Haideți să-l desfacem. Doamne, ce curioasă sunt. Ha-ha, am las farfecuța. Eu am fost tare cu minte anul ăsta, să știți. Deci, moșu... Și a deschis pachetelul și aici este. Moșul mi-a scris o scrisoare. Ho, 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 Secret Santa 2015. Gata, eu peste puțin încep să plâng. Eu mă cunosc pe mine, sunt plâng repede. Haideți să vedem ce ne-a trimis Manu. Ce drăguță, gata. Hai să pregătim șervețelele. Și am uitat să vă spun că Manuela trăiește în Franța. Bună, Janina. Aceasta este scrisoarea care mi-a trimis-o. E așa de drăguță, așa de frumos. E o artistă, fapt, asta. Mă bucur din suflet că anul acesta sunt cu moșul... Mă bucur din suflet că anul acesta sunt eu moșul tău secret. Mi-a făcut o deosebită plăcere să fac cumpărături pentru tine. Sper să-ți placă produsele, am încercat să-ți cumpăr lucruri pe care nu le-am văzut la tine. Pot să mă laud, ți-am urmărit toate clipurile. Mulțumesc, mamă! Da. Uite! Ești scumpă, îmi place că ești sinceră, sinceră, deschisă și mereu veselă. Te las să te bucuri de cadouri. Sărbători fericite, cu mare drag, Manuela. Paris, decembrie 2015. Mulțumesc din suflet, Manu. Îți mulțumesc într-adevăr din tot sufletul. Ok, haideți să vedem cadouașele. Mi-a trimis și un om de zăpadă, frumos, frumos, că noi aici nu avem zăpadă, puiu. Crăciun fericit, un an nou superb, plin de realizări și numai bucurii să aveți. Cu drag, Manuela. Ce frumos ești. Mulțumesc mult. Pentru toată casa. Ce frumos este.
Doamne, ce frumos îmi dă-ți faci cadouri! Ce sunt astea? Stați că ne aducem aminte de franceza. Uite, ușor, ușor. Gel de baie, ce se găsește? Dar ce frumos este. Acum să văd mai bine că nu prea am înțeles, cred că sunt chestii de... Wow! Ce frumos este! Stai că eu fac nebunie, scot tot aici. Na, numai culorile sunt super. Și este gel de duș, gel de duș, gel de duș, îți dai seama, ciocolată, macaron, biscuit, pom d'amour, pom d'amour, mă rigot, e guimov, adică geluri de duș în toate nuanțele astea. Pe eu e pericolul este că eu o să ar putea să le beau și să le mănânc pe toate cu toate aromele. Ce frumoasă este! Mulțumesc din suflet! Wow. No, cutiuța asta nu cred că o să le folosesc niciodată, pentru că îmi place tare mult culorile și ambalajul ăsta e super. No, eu sunt emoționată acum ca un copil mic, tremur toată. Pentru că sunt eu aia acasă care face mereu cadouri și să vedem altceva. Sunt curioasă să văd care va fi preferatul tău. Manu, te-ai pus la treabă cu cadou ăsta. Mi le-ai împachetat toate una câte una. Ce drăguț ești. Așa. Yves Saint Laurent. O să mi-l pun, dar nu mi-a ajuns așa. Vreau să mi-l pun. Și este un rimel de la Chanel. No, eu mor. Eu mor cu rimelul de la Chanel. No. Îți dai seama că... Gata, eu m-am îndrăgostit de tine. Anul ăsta ești iubita mea. Și ăsta este un rimel de la Too Faced. Better Than Sex. Aha, e treaba cu sex aici. S-ar putea ca fata mea să mi le fure pe toate. Ce mișto. Dar numai cutiuța asta e super, e un roz, așa se de fapt, nu, gata, eu mor. No. Adică tu mi-ai trimis 3 rimeluri, unul de la Yves Saint Laurent. Mascara Volume Effect Woo Seals. De la Yves Saint Laurent. Eu mor când văd chestiile astea, pentru că știm toate că costă mult și nu prea putem să ne le cumpărăm și îți dai seama că eu am unul de la Yves Saint Laurent, unul de la Too Faced și unul de la Chanel. Păi gata, eu sunt cea mai șmecheră pe pământul ăsta, anul ăsta. Mulțumesc din suflet, Manu, într-adevăr, îți mulțumesc din tot sufletul. Mă faci femeia cea mai fericită. Eu astăzi sunt copilul cel mai fericit. Doamne, câte cadouri! Eu mor! Pentru ochii tăi frumoși să strălucești cu... Ca un... Alor. Pentru ochii tăi frumoși să strălucești ca un star de la Hollywood. Și așa visez eu prea mult... hidratează. Și așa dau eu prea multe figuri, așa că încă visez, poate mă vede și pe mine vreun regis de la Hollywood și mă fură să fac vreun film. No, eu mor.
benefit, world famous neutra. No. Asta este, uitați ce frumos este, ca o cărțulie așa, de la Benefit, World Famous Naturals. Sunt niște farduri pentru ochi. Ok, uitați cum am menționat. Și asta este cutiuța. Și are farduri pentru ochi și pot să-ți spun din tot sufletul că aceste culori eu le folosesc foarte mult. Sunt culori care îmi place mie și aici au și alte culori. Dacă eu nu mai știu să mai vorbesc acum și încă unul aici. No, o să mă dau tare mare eu cu chestiile astea. Uitați-vă la delicatețea asta, la minunea asta. E o cărticică așa, e de nu știu. Mulțumesc, Manu. Tu nu știi. Mulțumesc din suflet. Lămânăreașe, că eu sunt cam de la țară, așa, eu nu prea știu să folosesc lumânări. Mulțumesc frumos, sunt și frumoase, așa, să le pun în ziua de Crăciun pe măsuță. Mulțumesc frumos. Vanilie etoile, etoile fervescent pour les mains. Ah, chestiile alea care eu nu le aveam, nu? Care nu știam ce sunt. Da, chestiile alea efervescente care se pune în apă. Mama mia, ce mișto miroase. O singură steluță pentru a transforma baia în spa. Mulțumesc! Acum o să fiu mai delicată și mai frițantă așa când... Așa nu să mai cer iubitul meu să mă ducă la spa, că am spa-ul acasă. Ți-am spus, Manu, anul ăsta ești iubita mea. M-ai dus la spa, m-ai dus la lumânărițe cu steluțe, m-ai dus la fardul ăsta care, la paletă, la această paletă care, n-am mai văzut așa ceva aici în Italia, sincer să fiu. Și așa că gata, ne-am logodit noi anul ăsta. Pare rău. Să nu uităm și de ten. La clinic. Deci astăzi eu sunt franceză. O să-mi iau din nou dicționarul ca să mă apuc de franceză pentru că eu ador tot ce mi-ai trimis. Clinic Smart Custom Repairser. Ah, bun, bun. O cremă repair. O cremă pentru riduri. După aia o să le încerc pe toate, să vedem dacă mai dispare din ridurile astea nesuferite. Șani nefericită! Un alt cadou aș pentru unghii. Că eu, da, siate, pimpoan, ce mișto, vedeți ce frumos, e lucitor așa cum îmi place mie, chamoge franceză, chamoge franceză, Paris, mulțumesc iubita, la Tour Eiffel, să-ți amintească de mine, vai, la Tour Eiffel, ce mișto! N-am avut niciodată și eu asta. Da, nu, gata, acum trebuie să organizez să vin la tine, sigur. Iau pe copii, ne sunim în avion și venim
și la Paris, sigur. Gata, eu ți-am spus. Cu toate cadourile astea, gata, m-ai cumpărat sufletel. Pentru copiii tăi minunat, no. Pot să spun ceva în ciocolatele lor preferate de Crăciun. De fiecare dată când e Crăciun îmi spun, mama, du-te și cumpără Lindor. D'Or. No. Asta este telepatie. Mulțumesc din suflet, din suflet. Eu nu pot să le mănânc deocamdată, că suntem încă la dietă. Mulțumesc, mua! Să-ți aduc aminte de mine, ce frumos. Nu, ești drăguț. Tot ce mi-ai trimis, eu ți-am spus, gata, nu mi-am logodit, o să pun pe Facebook logodită cu Manuela. No, ce este asta? Ia uite ce frumos, cu steluțe aurii. O agenduță, vai, ce frumoasă este. Mulțumesc și aurie pe aici. Mulțumesc din suflet. Decembrie 2015, Paris. Aoleu, m-ai omorât cu atâtea cadouri astăzi. Și-o pus și un păr fard. Deci ai înțeles că culorile mele preferate sunt roz, bel furete, mi se pare că înseamnă frumoasă pentru vârstă sau, nu știu, frumoasă pentru vară, nu? Și aici este paradisul, adică toate campioane, tu acum dacă mă pui pe mine să încerc toate chestiile astea, eu o să dau faliment pentru că o să mă îndrăgostesc de ele și o să mă duc să le cumpăr și avem aici un iluminator de la Dior. Gata, mai nebunit. Un regenerant pentru zi, crema anti-ri de la Clarins. Dacă nu. Asta de la Clarins, de la Dior. Aici avem Lancôme, un parfum de la Lancôme. Aoleo, tu gata, m-ai omorât. Stai că eu... Victor Rolf, un alt parfum. Aici am un Guerlain. Un alt Guerlain, Le Petit Robe Noir. Le Petit Robe Noir, ca rochița care a creat-o Chanel. Eu am făcut teza la liceu cu Le Petit Robe Noir. Aici avem Terre d'Hermès, Chalimar, Guerlain. Acesta este o cremă pentru ochi. Dai, bate-ne. Un parfum de la Barbieri. La Barbieri. Eu nebunesc eu cu asta, nu. O cremă de la Sisley. De fapt sunt trei campioane, sunt trei. Aici am un parfum de la Chloé. Doamne, tu ești nebună. Ești nebună de tot. Aici am o pilă și aici am niște campioane, am niște corectoare pentru riduri, sunt trei. Un demachiant de l'œuvre. Și aici mai ilang un parfum. Tu știi ce ai creat acum
Vezi tu, cu chestiile astea, astăzi o să mai pe conștiință, pentru că ai creat un monstru care o să cheltuiască o grămadă bani aici încolo, ca să, că în momentul în care tu guști din aceste minunății, nu poți să mai faci, să mai treci fără ele, așa că tu astăzi ai creat un monstru. Mulțumesc din inimă, Manu. Toți că n-am terminat, tot mai este minuni pe aici, Doamne, câte cadouri, n-am primit atâtea cadouri în viața mea. Turgurel de la EOS, ai fost prea darnică cu mine, chiar sigur ai superat budgetul nostru aici. Este mic, dar puternic. Ghici ce este? E, pe mic și puternic, ce poate să fie un... Este un pigment, da, uite ce mișto, auriu, nu, chiar ai nimerit culorile mele, 100%. Fardurile tale vor rezista. Ia să vedem la ce oare vor rezista. Ah, vezi, eu nu am mai avut niciodată nimic de la NYX. E o bază pentru... e un primer. Mulțumesc mult! Ce mișto! Și... încă un pachetel senzual și știu că vine bine. Na. E un ruj de la Yves Saint Laurent. E auriu. Și este roșu, cum îmi place mie. Da, e o ruj umană. E... Manu, eu nu știu cum să-ți mulțumesc, chiar din suflet. Eu n-am avut viață așa, chiar așa ușoară, de când sunt în Italia. M-am chinuit o grămadă cu soțul meu, cu frățiorul meu care nu mai sunt, cu băiețelul meu care este în scaun, cu rotile, și n-am prea mulți prieteni și nu am avut timp așa să... și... dar am avut ocazia așa să primesc cadouri de Crăciun sau și chiar de ziua mea, nu prea am, sunt legată așa la multă lume, pentru că sunt singură, numai cu mama și cu copiii, trebuie să mă ocup mereu singură de ei și muncă. Eu îți mulțumesc din tot sufletul, am mai făcut foarte, foarte fericită, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce mi-ai dăruit și de astăzi să știi că ai o prietenă aici în Italia. Te pup din suflet, din suflet. Și asta a fost video. Nu uitați să vă las aici jos link-urile către canalul lui Manu, lui Manuela. Și sper să aveți un Crăciun fericit, un decembrie fericit și să vă bucurați de cei dragi, să îi îmbrățișați în fiecare zi și să fiți fericiți. O zi bună! Ciao!